Sorana Cârstea a coborât numai puțin de 49 de locuri în clasamentul WTA în 2010 și ocupă acum poziția 94-a. Am început cu o accidentare destul de gravă care practic mi-a ruinat un pic prima jumătate a anului, însă sunt bucuroasă că am început un nou an. Am avut o lună decembrie în care am muncit extrem de mult și am pregătit nou sezon și mă simt foarte bine în punct de vedere fizic, mental, vreau doar să fiu sănătoasă și sunt sigură că va fi un an foarte bun. Normal, 2010 n-a fost așa cum mi-am dorit, însă am învățat extrem de mult și spun eu că datorită anului pe care l-am avut sunt mai puternic acum. Sorana speră să-și confirme revenirea de formă la Fed Cup, competiție de la care a lipsit anul trecut din cauza accidentării. Avem o echipă foarte puternică pe hârtie. Acum, ce e pe hârtie niciodată nu se întâmplă și realitate. Noi, normal, ne dorim să ne calificăm. Nu ne temem de nimeni, pentru că, așa cum am zis, nu cred că adversarele sunt atât de importante cât suntem noi, să nu jucăm contra noastră, pentru că dacă noi ne facem treaba, nu contează așa mult cine împarte cealaltă a fileului.